un nou episod cu o mașină modificată, cu cai mulți și cu motoare schimbate. De data asta, Lexus. Hai să vedem! Dați-mi voie să vă prezint proprietarul, pentru că mașina ați văzut-o în această furtună fantastică în care ne riscăm viețile să facem acest episod. Îl avem aici alături de noi pe Cristian Pascu, pe numele lui din buletin și certificat de naștere. Nu știu dacă mai ai vreun nume? Nu, nu mai are. Dar porecla e Bamse. Da? De unde e și numărul de matriculare. Bănuiesc. Ține de mașină. Să o luăm așa pe scurt. Cum ai început tu cu pasiunea asta de mașini și cum ai ajuns la Lexus și de ce Lexus și nu altceva? Păi, pasiunea legată de mașină am avut-o întotdeauna. Posibilitatea nu prea existat. Până la un punct. Na. Ca tot românul am avut diesel în mare parte până la un anumit punct și nu mi s-a părut o mașină pretabilă pentru modificări, cel țin pe partea tehnică. Aici dați gusturi și gusturi, da. Ce să zic. Da. Cel țin pentru mine, da. Și am avut înainte un Audi A3, un 8 turbo, l-am dat pe acela și am zis că vreau o mașină sport, tracțiune spate. Okay. Și asta a fost planul. Și am vrut neapărat să fie în 4 uși, benzină turbo și ideal 6 mini. Deci nu se lua BMW. Pentru că găsești în mare parte 335i, dar cel coupe. Iar eu, având copii, nu prea am ce să fac cu mașina în 20. Trebuia o mașină în 40. În 40, da. Bun. Na, ce să zic, în mare parte urmăream foarte mult YouTube, conținut de YouTube în perioada respectivă și am văzut că în America sunt pretabile la modificări mașinile astea. Și na, șasiul mare parte e același cu generația Mark 4 de Supra, asemănător, Chaser Supra, și am zis să iau mașina special pentru asta. Am cumpărat-o în 2019. Deci tu de când ai luat-o, te-ai gândit, băi, îmi iau Lexus de ăsta, special pentru care același șasiu cu Supra, da. Îmi pun motor de Supra și fac o Supra în 40. În 40, exact. Asta a fost planul, okay. Dar ideal. Și am luat mașina în 2019, în septembrie, din Arad. Eram plecat cu munca, am trimis un prieten să mi-o aducă de acolo. Mașina e 2005, ultimul an de fabricație pentru șasiul ăsta. Avea 157.000 de kilometri, fostul proprietar se prăpădise. Am luat-o de la văduvă. Mașina, mare parte, nici nu mai știu, cred că a fost 2300 de euro mașina. Bun preț. Bun preț. Atunci, acum au bubuit în... Na, e nebunie cu ele. Și na, am căutat motor în primă fază, dar destul de greu de găsit motoare. Și am început ca mai toți care au motorizările și mașinile astea cu supercharger. Am avut un kit de supercharger pe ea, cu un Eaton M62. Mai avântul. Da. Am pus blocant pe ea, că nu a avut pe nivelul ăsta de echipare. Cele sport au fost cu blocant. Ai pus un blocant de la un model de fabrică? Nu, de la modelul ăsta, că a existat sport, blocant Torsen. Okay. Bine, nu-i blocant, e Torsen, în fine, cu o care limitată. Am stat cu superchargerul un an de zile, să zicem, și am găsit motorul în Ungaria. Cum am zis, urmărindu-te pe tine în perioada respectivă, am văzut ce făcea domnul Adi Purcaru la Rocket Fabrication. Nu știam că îl cheamă Purcaru, aflu pentru prima dată Adi în Rachetă, premier. Adi Fudoru. Și am ajuns la el inițial pentru a-mi face evacuarea și admisia. Și am ajuns la el cu mașina și cu el în mare parte am continuat restul lucrării.
Ce să zic? Hai să vorbim puțin de exterior, da, și lăsăm motorul pentru mai sfârșit, okay, pentru mai pe sfârșit, ca să acolo e cireașa de pe tort la motor. Zim de exterior. Exteriorul avem o prelungire pe față? Da, e da, un Lip, e din fibră, din Polonia comandat, este un Lip de TRD, copie de TRD. Okay. Se găsesc destul de greu și din păcate asta a fost singura opțiune. Ce să zic, e cu dantura la vedere, pentru o răcire mai bună. Jantele sunt niște Advanuri, okay, RZ-uri. Ai mers tot pe linia de da, Japan. Da, de Japan, da, Advan, okay, RZ-uri. Le-am găsit SH, luate de la un tip care le-a avut pe Honda soției. Erau destul de okay, trosdite și luate pe toate părțile. Le-am recondiționat la SRZ. Frânele pe față sunt etrierii, sunt de LS400, okay, de prima generație de Lexus. Cei pe spate sunt stock în două pistona și cei pe față aluminium 4. Discurile, suspensie un Tain Flex Z pe ea. Mulțumit? Da, sunt foarte mulțumit. Cu foarte reglaje? Okay. Cu reglaje, cu tot ce trebuie. Da. Este ok. Am mai întărit-o că era prea moale, lansada. Ok. Ce, grupul spate e schimbat acum, este de IS300 cu raport mai lung, planetare mai groase și dar tot Torsen. În rest, mașina, mare parte și celebra folie pe spate, de 70%. Opacitate. Bun, ai zis de frâne, ai schimbat discurile? Da, discuri, frâne, EBC, față, spate. Evacuarea pe 76, catalizatorul Magna Flow, 200 de celule, okay, pe ringi, cu intermediară Simons, iar finala e un HKS High Power. S-aude foarte bine, nu e nici foarte gălăgeasă, ca să fie deranjant. Da. Îi puneam țavă. Țavă, dacă țavă goală. Țavă și scoteam și pe aici, pune evacuare, un da, screamer. Păi da, asta e, dacă eram eu, dar nu sunt, așa. Omul merge cu copii, da, e da, normal. Da. Se sperie fetițele dacă văd flăcări pe capotă, știi? Exact, da, cam astea sunt. Bun, deci asta este exteriorul, un interior ai păstrat original? Nu chiar, scaunele sunt de Subaru VRX, okay, modificate. Ce să zic, na, maneta de la cutie nu mai e stock, este un short shifter de la PMC Motorsport, că și kitul adaptor pentru cutie este tot de la ei. Bun. Cu tot cu volant și e cu kit ambreiaj. Ce cutie are mașina? ZFG653DZ. Este de așa? 530 diesel cutie. BMW-ul? BMW. BMW. Cutie de BMW. Fă, cum ar veni. BMW. Deci ai cutie de BMW. Bun, hai să o luăm de la cutie încoace. Bun. Cutie de BMW, placa adaptoare, ceva de la PMC Motorsport, cu volant ușurat tot de la ei. Shifterul, ok? Ușor volant shifter, ușurat da, și acum să mergem la motor, nu? Deschidem capota acum. N-are un amortizor la capot. N-are, nu, e de buget. Bun, așa arată capodopera, că e frumos aici, nu pot să zici că arată rău. Și sunt multe chestii făcute custom, da, și multe lucruri modificate. Deci, avem un motor. 1JZ GTE VVTi. 1JZ, adică 1. Da, 1JZ, da, exact. VVTi, adică are variator. Are variator pe adică partea de admisie. Adică 1.5JZ. Nu, 1.5 e cu blocul de 2JZ și chiulasa de okay, 1JZ GTE. Ok, bun. Deci da, e 1JZ cu GT variator. Da. Ok, bun. E motorul de Chaser de JZX100. L-am luat din Ungaria. Este comandat, cred că la cât începutul anului 2020. Motor. Poți să zici, să uită soția? Să uită soția, zai, să mă oricum. Săruna. Motorul cred că a fost 2300 de euro plus transport. Bun preț atunci. Bun preț, dar oricum a da, trebuit să-l refac complet, okay, resegmentat, okay, cu zinez noi pe partea de pistoane. Am avut ghinionul, bine, ghinionul știam că era în anunț, unul din pistoane era bătut în cap, a căzut ceramica de la bujie în piston și nu se mai înfărtea okay, segmentul okay, pe el și a trebuit să-l desfac și să-l fac. Okay. L-am făcut cu un prieten, Dragoș, el m-a ajutat pe partea de refăcut motorul, okay, tot setul de garnituri noi, distribuție nouă, celebra curea de la HKS MOV, că devine. E celebră? Okay. E celebră, pe tot ce-i japonez, da, tot spun curele de la okay, HKS. Inițial motorul a fost stock, pe mașină, cu turbo stock, vine cu un singur turbo VVTi CT15-le, am măsurat-o la TCM acum un an. Stock era 310 cai la motor, acum n-am apucat să fac fișă dyno, am să ajung cu ea. Ce să zic, strat barul de la Cusco, radiatorul Jeff Speed, intercoolerul custom făcut de domnul Adrian Purcaru.
Da, ok. Că am avut un Mishimoto, dar n-a făcut față pe partea de răcire. Electroventilatoarele am pus paluri, sunt bune să încălzești o casă cu ele acum. Când dai drumul, sar pantalonii după tine instant. Da, sunt un stand-alone de la Ecomaster Emu Black, injectoare de 850, pompă Walbro de 450 pe de ea, benzină, okay. Da, pompă de benzină, regulator de presiune de la AM, am trecut pe bobine coil-on plug, okay. Că erau cu scânteie pierdute cele stock și nu ar fi făcut față. Și turbo este un BorgWarner S200 SXE 7670 cu twin scroll. Galeria de evacuare e tot opera lui Adi. E twin scroll și tot ce se vede făcut de el. Și cam asta este, na, cel țin pe partea de motor, cabin. Nu mai este de filtru de aer. Da, filtrul de aer e celebra ciupercă care e ornamentală, în mare parte. De ce e ornamental? Păi cred că trec și pietre pe ea dacă te închini un pic, dar nu. Și primul, da. Mai mult aer. Da, s-aude bine, mai... s-aude bine. Praf, cum ar fi. S-aude bine, da. Da, s-aude, s-aude bine. Da, mai este Westgate-ul tot turbo smart de 45 și la fel și blow-off-ul tot turbo smart pus pe ea. Câți cai ar trebui să fac acum? Undeva între 500 și 550 de cai. Mă, face ceva. Merge tare, cred. Cel țin în calculele tunerului. Bun, și care e scopul ei? Adică doar așa de fapt. Mașina vreau să fie daily, am un okay. Build-ul făcut. Urmează okay. Să-i fac harta, cam switch de hertz pus pe ea și să-i fac harta de low boost. Okay. Probabil că undeva în jur de 350 de cai. Nu trebuie. Da, și să-i fac și launch control-ul, că n-am apucat la okay. Făcut pe ea. Dar mașina, da, a fost ideea să fie sleeper și să fie daily. Să fie cu aer condiționat, scaune, să pot să duc copiii la școală cu ea în principiu și când mă apucă nebunia să mă și distrez cu ea. Mm-hmm. Apeși un buton, schimb harta și tragi. Da, și tragi, da, da, exact. Foarte tare, foarte tare. Mașina este, din punctul meu de vedere, superbă. Cât, dacă ar fi să o vinzi, pe ce preț ai vinde? Nu știu. Build-ul m-a dus undeva în jur de 30. Așa? Nu știu, probabil că dacă mi-ar da cineva, bine, asta e ce am... Ținut eu evidența, probabil că ar fi fost un pic mai mult. Da, da. Dar cineva dacă mi-ar da 35, aș da-o pe loc, n-aș sta pe gând. Ia auzi, bă, 35.000 și v-ați luat Lexus cu Supra... Nu, n-ați înțeles. 35.000 și v-ați luat o mașină de 500 de cai la cheie, fără să vă deranjați? Adică doar intrați acolo pe bancă, băgați contul omului și numele și dați send. Și asta e tot, asta e toată pasiunea, ca să zic așa, și asta e toată munca. Dar da, eu, mie mi-e foarte greu. Da, da, tu știi, eu mi-ar fi greu să mă despart, dar ai un proiect nou, nu? Da, mai am o Toyota Aristo. Care e mai dădus copiii la școală. Da, da, e mai mare și are 2.10 GT-ul VVT. Deci să sperăm că o vedem și pe aia la noi, da, la emisiune. Da, urmează să-i fac swap-ul de volan întâi, că ăla-i planul. E cu volan pe dreapta mașina. E cu film din Ford în Japonia, da. Deci îi faci swap de volan stânga. Și aș vrea să-i pun cutie 8HP pe ea. Ok. Tot automată, da. Să o păstrez. Și probabil la aia, ca să rămână de concediu, undeva la 400 de cai în primă fază, doar cu un boost controller. Boost controller, 400 de cai, mergem lejer. Da, da, da. Eu îți mulțumesc că ți-ai făcut timp așa, în timpul, da, săptămânii, până pusă masa, ca să filmăm acest episod, să le arătăm oamenilor că există și Lexus-uri modificate și tot felul de alte mașini. Dacă ai o mașină tare și consider că merită să apară la noi în episod, nu uitați să ne dai un mesaj pe Instagram, pe Facebook, unde vrei tu. Acesta a fost episodul. Dacă v-a plăcut, dacă ați descoperit ceva ce nu știați, share, like și subscribe. Hai să mergem, că mă trage curentul.